Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vă propun să realizăm împreună o gentuță deosebită realizată cu ajutorul modelului Crocodile Stitch. Acest tutorial are 3 părți, aceasta este prima parte, iar în descriere veți găsi linkul către partea a doua și partea a treia. Sper să vă placă modelul și să-l realizați și voi, iar dacă îl veți realiza, în descriere aveți linkul către grupul meu de Facebook, unde puteți să îmi arătați și mie prin fotografii ceea ce lucrați voi. Acum vă las cu tutorialul și noi ne vedem la un tutorial viitor. Pentru denuța noastră de astăzi vom avea nevoie de 2 fire de acril, eu astăzi voi folosi alb și roșu, o croșetă adaptată firului pe care îl voi folosi, respectiv croșeta de 3,5. De asemenea, vom avea nevoie de un foarfec, de un ac pentru cusut lână și nu în ultimul rând de un fund pentru geantă. Genul acesta de funduri pentru gen se găsesc de cumpărat, însă, cum eu fac o gentuță pentru fica mea, am preferat să îl fac eu acasă, dintr-o bucată de linoleu pe care am lipit o bucată de catifea roșie. Însă, dacă vreți să vedeți în detaliu cum am realizat acest fund de geantă, o să vă las acum, înainte de tutorial, câteva imagini din timpul realizării acestui fund de geantă. În felul acesta vă puteți face o idee cam cum am procedat pentru a obține acest fund pentru geantă. Acum vă las să vedeți cum am realizat fundul pentru geantă, după care o să revin să facem împreună gentuța. Bun, acum că ați văzut cum am realizat acest fund de geantă, o să trecem la partea croșetată a acestei genți și voi începe dintr-un lateral al fundului, respectiv din această parte rotundă, pentru că aș vrea combinarea rândurilor să fie undeva pe lateral, unde nu este chiar atât de vizibilă. În cazul în care aș începe de aici, combinarea rândurilor ar fi undeva pe lateralul genții și s-ar vedea. De aceea voi începe din partea rotundă. La fel ca la păpucii croșetați, în partea rotundă voi lucra câte 3 piciorușe scurte în fiecare gaură din această parte rotundă, și aici și aici, iar pe laterale, în partea dreaptă, voi lucra câte 2 piciorușe scurte în fiecare gaură de pe fundul genții. În cazul în care nu ați văzut tutorialul la păpucii de casă croșetați, o să aveți aici sus în descriere unde este acest i
linkul către acel tutorial, dar veți găsi și în cutia cu descriere linkul care vă va duce la acel video. Bun, o să începem. Bag croșeta într-una din găurile de pe partea rotundă a fundului și voi trage firul. Voi face un picioruș scurt și încă un ochi de lanț cu care mă voi ridica și de care la final mă voi prinde cu un picioruș alunecat. După cum spuneam, în partea rotundă va trebui să fac 3 piciorușe scurte în fiecare gaură. Eu nu știu cât o să vedeți voi acum, pentru că, ca de obicei, folosesc un fund de geantă roșu, un fir roșu, dar sper să înțelegeți din explicațiile mele. Voi lucra în fiecare gaură 3 piciorușe scurte, toate 3 în aceeași gaură. Mă mut la gaura următoare și fac alte 3 piciorușe scurte. În cazul în care găurile pe care voi le-ați făcut sunt prea mici pentru a putea băga croșeta de 3 ori în ele, puteți să faceți un singur picioruș scurt și până la gaura următoare să faceți ochiuri de lanț. Dar asta rămâne la aprecierea voastră. Eu voi continua să fac piciorușe scurte în funcție de zona în care sunt 3 pe rotund și 2 pe partea dreaptă până când ajung la capătul rândului. Nu voi mai repeta cu voi această parte pentru că este foarte, foarte simplu. Revin când sunt la capătul acestui rând. Bun, eu am terminat de făcut piciorușe scurte de jur împrejur. Nu se vede mai nimic în camera acum. Vă arăt pe partea cealaltă. Am folosit roșu pe roșu, perfect, pentru a nu se vedea absolut nimic. Înainte de a trece la rândul următor, va trebui să facem un lucru foarte important pentru tot parcursul lucrului și anume va trebui să numărăm câte ochiuri avem de jur împrejur. Pentru că noi va trebui să lucrăm cu un număr de ochiuri care se împarte în mod perfect la 7. De exemplu, eu acum am un total de 92 de ochiuri lucrate de jur împrejur în fundul genții, ceea ce înseamnă că am cu un ochi mai mult decât 91, care este un număr care se împarte în mod perfect la 7. În cazul în care, așa cum am eu, am doar un singur ochi în plus, îl voi pierde pe parcurs, adică cumva undeva îl voi scădea. În cazul în care aveți, eu știu, 90 de ochiuri sau 89 de ochiuri și trebuie să ajungeți la un total care se împarte perfect la 7, mai înmulțiți pe parcurs un ochi, 2, cât vă sunt necesar pentru a avea un număr care se împarte în mod perfect la 7. Bun. Acum, pentru următoarele 7 rânduri, vom face doar piciorușe scurte de jur împrejur, tocmai pentru a da posibilitatea acestor înmulțiri pe care le-am făcut până acum să se așeze frumos înainte de a începe să facem geantă. În cazul în care vă vine mai ușor să lucrați piciorușe lungi decât piciorușe scurte, veți lucra doar 2 rânduri de piciorușe lungi. Eu voi lucra piciorușe scurte pentru că este un picioruș care mie îmi place în mod deosebit să-l folosesc la genți. Eu am terminat de făcut cele 5 rânduri de piciorușe scurte. Vedeți, geanta a început să se ridice puțin. S-a așezat frumos după ce am făcut înmulțirile, s-a ridicat un pic și s-a așezat frumos. Acum, următorul rând, vom face un rând de piciorușe duble, un rând normal, fără înmulțiri, fără scăderi, după care la rândul următor vom începe modelul. Acum vom face doar un rând de piciorușe duble. Așa, mă voi ridica cu 2 ochiuri de lanț și voi începe să lucrez în fiecare ochi de pe rândul anterior câte un piciorușe dublu. Bun, eu am terminat acum de făcut rândul de piciorușe duble și vom începe modelul. Înainte să încep modelul, aș vrea să spun că acest model Crocodile Stitch eu l-am văzut pe YouTube în mai multe variante realizat. Această metodă pe care eu vă arăt astăzi este practic o combinație între două metode pe care le-am văzut în două clipuri diferite, la două persoane diferite. Iar eu am luat o parte dintr-o variantă și am combinat-o cu cealaltă parte din cealaltă variantă. Practic am luat ce mi-a fost mai ușor dintr-un clip și am combinat cu cealaltă parte care îmi părea mai ușoară din celălalt clip. Acestea fiind spuse, o să revin la model sau să vă arăt cum realizez eu acest model de altfel foarte drăguț, Crocodile Stitch. Am terminat rândul, mă voi prinde cu un picioruș alunecat de cel de-al doilea ochi
pe care l-am făcut la începutul rândului și vom începe să facem acei solzișori din acest punct. Eu le spun solzișori tocmai pentru că, dat fiind faptul că modelul se numește Crocodile Stitch, consider că modelul care rezultă sunt acei solzișori de la pielea de crocodil. Oricum, are mai puțină importanță cum îi denumesc eu, important este să înțelegeți ce încerc să vă explic. Partea diferită la acest model este că dacă în mod normal lucrăm de la dreapta la stânga, la acest model vom lucra de la stânga la dreapta. Practic, din punctul în care am terminat, vom lucra înapoi. Eu sunt în acest punct aici, deci acesta este piciorușul în care eu m-am prins cu piciorușul alunecat. Acum, îl vom exclude pe acesta și vom număra 1, 2. Acesta este piciorușul în care noi vom lucra. Practic, cel de-al treilea picioruș. Și vom lucra pe sub el, exact cum facem la front loop și back loop. Adică, voi lua jeteu, voi băga pe sub picioruș, trag iar jeteu și lucrez un picioruș dublu. Iau iar jeteu, intru iar pe sub acest picioruș, trag jeteu și lucrez un alt picioruș dublu. În total va trebui să lucrez 5 astfel de piciorușe duble. Două le-am făcut, îl fac și pe cel de-al treilea și pe cel de-al patrulea și pe cel de-al cincilea. Acum am făcut jumătate din solzișorul de la model. Voi face un ochi de lanț. Vedeți cum am eu lucru în acest moment. Pentru a trece la partea a doua, voi răsuci lucru invers și voi lucra alte 5 piciorușe duble, dar de această dată în următorul ochi, la fel, pe sub piciorușul dublu de pe rândul anterior și voi lucra alte 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Și în felul acesta am realizat primul solzișor din model. Vedeți, nu este deloc greu. Dacă prindeți ideea, o să vi se pară un model foarte, foarte simplu. Acum, pentru a ne prinde cu următorul solzișor, vom face un ochi de lanț. Întoarcem lucru iar înspre noi. Și acum vom număra din acest punct, acesta este primul picioruș liber, 5 piciorușe, 1, 2, 3, 4, 5. Și vom lucra în cel de-al șaselea. Bag la fel croșeta pe sub el și voi face 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut prima jumătate, acum voi face un ochi de lanț, întorc lucru și pe sub următorul picioruș, acesta de aici, voi lucra alte 5 piciorușe duble. 1, 2, 4, 5. Am făcut și cel de-al doilea solzișor. Și în felul acesta voi continua până când ajung în partea cealaltă, exact aici. Acum, ca să vă explic de ce la începutul rândului am spus că vom lucra cu un număr divizibil la 7, o să vă explic imediat. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru și acum voi număra 1, 2, 3, 4, 5. Acestea sunt 5 piciorușe pe care le sar. După care voi începe să lucrez în cel de-al șaselea. Dacă numărăm 1, 2, 3, 4, 5 și vom lucra în următoarele două,
Acesta este practic o secvență completă. De aceea v-am spus că pentru a ieși un model corect trebuie să lucrăm pe un număr de ochiuri dizibil la 7. Eu acum o să continui să fac restul de solzișori până când ajung la capătul rândului, până când ajung aici, după care o să revin să vă arăt cum începem următorul rând. Dar trebuie să schimbăm și culoarea în cazul în care nu se vede foarte bine pe roșu. O să vă explic încă o dată cum se fac solzișorii pe alb. Acum eu o să termin rândul, după care o să revin. Iată, m-am ajuns la capătul rândului, am terminat de făcut solzișorii de jur împrejur. Acum, după cum vedeți, ultimul solzișor eu nu l-am prins, pentru că aici la final nu o să mai avem 5 picerușe duble până la capătul rândului. Dacă vă amintiți, la început am sărit doar 2 picerușe duble și în al treilea am început să lucrăm. De aceea aici la final vom avea doar 2 sau 3 picerușe duble. Depinde acum dacă voi cele 2 ochiuri de lanț le numărați sau nu. Eu, de exemplu, în cazul acesta nu le număr. Acum, pentru că eu voi schimba culoarea, voi băga croșetul în ochiul din care am plecat cu primul solzișor, voi trage firul și voi închide lucrul, trăgând firul. Eu deja am tăiat firul, pentru că eu schimb culoarea între timp, prefer să fac așa. De obicei, mie nu-mi place să schimb culorile, să tai firele, să nod, dar la acest model, mai ales când îl fac în două culori, prefer să fac acest lucru pentru că mi este mult mai ușor. Acum să vă explic și de ce. Am încheiat acest rând și vom începe să lucrăm cu alb. Eu între timp am făcut bobinele gem pentru că mi este mult mai ușor așa. Acum, cu alb nu ne vom mai prinde de aici, tocmai pentru că după ce vom termina de făcut rândul de picerușe duble, va trebui să facem următorii solzișori și eu aș vrea să-i fac între cei roșii, pe cei albi să-i fac între cei roșii. De aceea, cele 2 picerușe duble în care va trebui să lucrez acești solzișori, va trebui să se afle în punctul acesta. Pentru a avea un lucru cât mai curat și cât mai simetric, cumva lucrul va trebui să-l începem din acest punct de aici, ori de aici, ori de aici. În cazul în care voi nu schimbați culoarea, ceea ce aveți de făcut acum este să, după ce ați încheiat rândul, să faceți 2 picerușe alunecate până când ajungeți în punctul acesta aici. Dat fiind faptul că eu am schimbat culoarea, o să mă prind cu alb direct în punctul în care îmi este mie mai convenabil, și anume aici. O să bag croșeta în acest spațiu, în această gaură care s-a format aici. Voi face un picioruș scurt pentru a bloca firul și mă voi ridica cu 2 ochiuri de lanț. Aceste fire eu o să le trag cumva după mine pentru a le ascunde lucru. Am făcut încă un ochi de lanț și cu cel pe care l-am făcut pentru a mă închide, consider că este suficient pentru a mă ridica curând. Acum, o să fac în spatele primii jumătăți de la solzișor, se văd două ochiuri de la rândul anterior. Voi face în cele 2 ochiuri câte un picioruș dublu. Unul l-am făcut, îl voi face și pe cel de-al doilea. Acum, în cel de-al treilea, care practic este acesta de aici, dintre cele două, dintre cei doi solzișori, voi da croșeta peste această parte, care după ce noi am făcut rândul anterior, ne-a rămas cumva în aer. Vom băga croșeta peste el, în felul acesta îl vom prinde în lucru și în cel de-al treilea picioruș de pe rândul anterior voi face 2 piciorușe duble, ambele în același ochi. Am făcut 2 piciorușe duble, ambele în același ochi. Acum, la fel, în spatele primei jumătăți voi lucra în următoarele 2 ochiuri câte un picioruș dublu în fiecare. Acum o să las firul pentru că cred că l-am băgat suficient în lucru.
Deci am făcut 1, 2, acum va trebui să lucrez în acest spațiu de aici un alt piciorul dublu. Și voi continua așa, în următoarea jumătate, alte două piciorușe duble în următoarele două ochiuri. Iar în cel de-al treilea, care se poziționează exact, îl vedeți, acesta este de aici. În acesta, în cel de-al treilea, voi face două piciorușe duble, prinzând și această parte care stă în aer. Este foarte simplu și vom continua așa până la capătul rândului. Vom face câte două piciorușe duble în spatele fiecarei jumătăți, respectiv două aici, două aici, una aici în mijloc, iar în acest picioruș de aici, prinzând și partea aceasta, vom face două piciorușe duble. Nu este deloc greu. Eu acum o să continui să fac tot rândul de piciorușe duble până când voi ajunge aici, după care o să revin să facem și următorul rând de solzișori cu alb. O să vă arăt și pe alb cum se realizează în felul acesta. Sper să înțelegeți cât mai bine acest model. Am terminat și rândul de piciorușe duble cu alb. Acum aș vrea să vă spun că ar trebui să fiți foarte atente când faceți această parte a modelului, când faceți acest rând, să nu săriți niciun ochi, pentru că acest lucru ar duce și la strâmtarea lucrului, automat, nemai având același număr de ochiuri, lucrul se strânge, dar și orice înmulțire pusă într-un loc greșit va decala puțin lucru într-o parte sau în cealaltă. De aceea este foarte bine să fiți atente ca în fiecare spațiu de aici să aveți două înmulțiri, iar între înmulțiri să aveți 5 piciorușe duble lucrate simetric. În felul acesta veți păstra numărul de ochi pe care l-ați pus inițial. Acum, eu sunt la capătul rândului, o să mă prind cu un picioruș alunecat de cel de-al doilea ochi de lanț pe care l-am făcut la început și voi face exact același lucru care l-am făcut și la roșu, doar că de această dată nu voi mai număra. Deci, începând cu acest rând, nu vom mai număra 1, 2, 3, 4, 5 și în cel de-al șaselea ne vom prinde, pentru că ochiul, piciorușul pe sub care vom lucra este foarte bine evidențiat. Vedeți? Eu acum, fără să mai număr, știu că va trebui să lucrez în aceste două ochiuri. Acum, întorc lucru vertical spre mine, iau jeteu și intru în primul picioruș dublu și voi lucra 5 piciorușe duble pe sub primul picioruș de pe rândul anterior, din acel grup de două. Am terminat de făcut cele 5, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucru invers și voi lucra alte 5 piciorușe duble pe sub cel de-al doilea picioruș dublu pe care l-am făcut în grupul acesta de două. Înainte de a mai continua, vreau să vă spun, îmi dau și eu seama că se aude pe cameră, auziți că firul scârție, nu am spus la început, nu folosesc un fir de o calitate superioară, de aceea este un fir, e cel mai ieftin fir. La urmă ormii este o gentuță care mai mult de 2-3 luni nu va rezista și de fiecare dată de câte ori filmez, deși am de acum 3 ani de când fac clipuri pe YouTube, tot am puține emoții, îmi transpiră mâna pe croșet și în felul acesta se aude cel scârțit. Așa că eu încerc în editare să le elimin, dar nu întotdeauna reușesc. Așa că o să vă rog să mă scuzați că scârție ața foarte tare, dar asta este emoția, mă face să-mi transpire palmele. Am făcut și celelalte 5 piciorușe scurte, cât m-am scuzat aici în fața voastră. Acum, voi face un ochi de lanț, voi răsuci lucru în partea cealaltă și voi lucra în celelalte două piciorușe duble. Practic, de acum vom lucra doar în mulțiri. Acum, eu o să continui să fac încă un solzișor din model, după care o să vă las să lucrăm fiecare în dreptul ei. Eu voi continua să lucrez până la capătul rândului, voi veți face la fel. Nu mă voi întoarce la rândul următor, pentru că începând cu acest rând
pasajul se repetă. Voi lucra în continuare rândurile necesare pentru a ajunge la înălțimea necesară mie. Nu sunt sigură câte rânduri voi face, o să vă spun la final. Cel mai probabil o să fac un număr impar de rânduri, pentru că aș vrea să termin cu același număr, cu aceeași culoare cu care am început, adică cu roșu. Vreau și partea de sus să o fac la fel, tot cu roșu. Am 3, 4, 5. Acum aș vrea să vă arăt cum se așează solzișorii în lucru. Ia uitați cât de frumos se așează unul între celălalt. Practic, cele albe se așează între cele roșii. O să vedeți când o să mă ridic cu lucru, după ce le vin și cele roșii peste cele albe, să vedeți ce frumos se combină. De asemenea, dacă vreți să faceți acest model de gentuță, fie că o faceți pentru copii, pentru adulți sau pentru ce mai vreți voi, puteți folosi diferite gheme. Eu am o grămadă de ghemulețe dintre acestea, resturi de fire, să spunem, și este păcat să le țin acolo în dulap fără să le folosesc, de aceea uneori mai fac astfel de proiecte pentru mine, pentru casă, pentru persoane dragi mie. La urma urmei, chiar dacă este un capăt de fir, nu este de aruncat, orice lucru se reciclează, de altfel cred că v-ați învățat cu mine de pe canalele amândouă, că îmi place să reciclez foarte mult, indiferent ce ar fi. Bun, acum o să las vorbăria și o să continui să fac acest rând, după care o să schimb cu roșu, o să fac alt rând cu roșu și așa mai departe, până când o să ajung la înălțimea necesară pentru a încheia cu modelul. După ce o să fac numărul meu necesar de rânduri cu acest model, o să revin, pentru că mai avem încă o parte importantă de făcut, aceea de a pune căptușeala și a închide gentuța sus. Dar o să ne vedem acolo. O să fie un clip lung, știu, dar aș vrea să nu sar foarte multe pasaje. Bun, o să revin după ce termin toate rândurile de făcut și mai povestim atunci. Eu am terminat de făcut toate rândurile de model. Am făcut în total 9 rânduri. Am început cu roșu, am terminat cu roșu. Am 5 rânduri cu roșu, 4 rânduri cu alb. Cam așa arată gentuța până în acest moment. După cum vedeți, e destul de stabil cu modelul ăsta, nici nu trebuie întăritură la geanta asta. Deși am lucrat-o cu croștea 3,5, este foarte... pereții genții sunt foarte stabili. Bun, ce trebuie să fac acum? Voi face pentru următoarele 3 rânduri picerușe scurte, simple. Voi face exact cum am făcut rândul de picerușe duble, înainte să facem solzii de la model. Voi face 3 rânduri de picerușe scurte exact în același fel. Voi face un picioruș scurt aici, 2 în spatele aripii și 2 în acest punct aici. Voi face 3 rânduri complete. Primul rând este un pic mai complicat, următoarele 2 rânduri vom lucra câte un picioruș scurt în fiecare ochi de pe rândul anterior. Bun, eu acum nu o să încep să lucrez cu voi piciorușele scurte, pentru că este simplu, este exact ce am făcut la piciorușele duble. După ce voi termina cele 3 rânduri de picerușe scurte, vom pune căptușeala, după care o să mai lucrăm puțin și o să închidem. Bun, acum eu o să lucrez cele 3 rânduri de picerușe scurte, după care revin.